deget. Aici, uite așa. Okay, gata. Gata. Acum vin. Am mai chemat o dată pe Irina. Piesa asta trebuie să fie în altă parte. Ne-a și arătat care bucată nu este bine pusă. Am luat-o de acolo, am încercat să facem altcumva. Nu înțelegeam de ce nu ne iese puzzle-ul. Nu le e gata, nu renunța. Și pune asta aici, nu pot să pui. Gata! Ia să vă văd. Nu e gata, până Irina nu anunță că e bine, noi nu ne oprim, adică tot avem foarte mari șanse. Nici eu nu mă uitam deloc, nici în stânga, nici în dreapta. Să vedem, o luăm așa, de jos în sus. Avem aici văcuța cu pată albă, cu a doua piesă cu văcuță cu verde în interior, cu a treia piesă cu cercul. Hai să o luăm pe bucăți. Asta trebuie să Și practic, mie mi-e foarte clar ca lumina zilei că avem o echipă câștigătoare, Giulia și Vlad. Felicitări dragilor. Băi, ești fantastică, jur. Ce să credeți? Am câștigat din nou. Am fost foarte fericită. Cred că a fost puzzle pe care l-am făcut cel mai repede din toată viața mea. Oricum, amuleta asta a făcut-o 80% ea și 20% eu. Încă o dată, soția mea îmi confirmă că este... De neînvins. Deci este... Nu vrei să știi cum îi mergeau. Deci doamne. Bravo. Ești fantastică! Mă lupt cu creierul meu în acest moment să asimileze atâtea înfrângeri, pentru că nu mai pot, n-am pierdut atâta în viața mea. Mă simt din nou ca o fraieră. Deci nu pot să cred că nici amuleta asta nu este a noastră după 11.000 de amulete jucate. Nu suntem buni la puzzle-uri și asta e clar. Vlad și Giulia, vă rog aici, de față cu toți prietenii noștri, câte amulete a strâns până acum? Câte 6. Mii de euro de la Kaufland? 6 amulete! Felicitări! Este o performanță notabilă, să știți! Vai, dar ce mi-a plăcut! Întreabă-ne și pe noi, Irina, câte amulete am strâns de la Kaufland. Câte amulete? Păi să vezi! Forță! Haide! Focus, forță! Forță. Dar nu mai pot, deci când... It's gone, e în trecut, gata, e în trecut, nu mai contează, mai departe, gata. Dragilor, cum e în Pampas? Super. Minunat! Foarte tare! Deosebit, excelent! Top, foarte cald! Cum a fost la voi azi noapte? Foarte tare! Mică, Iulia! Oh, am mâncat bine! Da, am mâncat foarte bine. Aici se pare că toată lumea face acel asado. Foarte bine. Înțeleg că Giulia nu, fără mine nu. Cumva nu văd pe Giulia foarte fericită. Ceea ce mă întristează, ultimele două zile pe care le-am petrecut împreună ne-au apropiat. Am dus-o la lux, înțelegi? Am dus-o a băut șampanie, s-a simțit bine. Ce-ai făcut, Vlad? S-a descurcat și el. Cum am putut? Ei au avut cazare pentru că au ajuns la joc. Cu mine a fost foarte bine, să știi. Sunt convins. Cred că Giulia s-a grăbit atât de tare să se unească cu Vlad Stric ca să scape foarte repede. Romica, la voi cum a fost? Super! Extraordinar! Niște doamne superbe! Oricum, acest episod era despre prietenie și ideea era să vă faceți noi prieteni. Le-am făcut. Cred că ați reușit. Da! Între timp, noi am mai jucat un joc. Ce frumos! Ce bine că ați obosit, care ați jucat zile, și Irina. Cine crezi tu, Romica, că a câștigat acest joc? Sunt Ziana cu Laura. De ce crezi așa, Romica? Pentru că sunteți foarte happy. Ele au jucat multe amulete. Și n-au câștigat, dar, nu aveau. Nu aveau. Deocamdată n-au niciuna. Iulia s-a uitat la mine așa. Îmi păream tristă. Am jucat-o până la final. Aris, pe că nu ești obraznic, iar. Se ne pa posibil. Aris n-a fost obraznic, dar nu i-a folosit la nimic, a fost cu minte. Giulia și Vlad au câștigat. Meseria și amuletelor. Bine, Vladone. Vino încoace, fata mea, bravo. Ce să vezi, fericire totală a câștigat Giulia. Astăzi nu plecăm pe ultimile locuri. Amuleta e la mine, să știți. Este de la Kaufland. Valorează 1000 de euro. Și este numai și numai a voastră. Mulțumim! Nu se mai satură bine. Au și ratelele la parlament. Nu plecăm pe ultimile locuri. Perfect!